Bine v-am găsit la o lecție în care o să discutăm astăzi noțiuni legate, așa după cum vă dați seama din această imagine, de respirație. Respirație la toate organismele vii, pentru început. După cum observăm în aceste imagini, toate organismele, de la cele mai simple, cum sunt bacteriile observate în imaginea din stânga jos, până la cele mai complexe, cum sunt aceste mamifere drăguțe, respiră. Noi înțelegem respirația ca un schimb de gaze între organismele prezentate în aceste imagini și mediul în care noi și ele trăim. Bineînțeles că acest lucru fiind doar o etapă a acestui proces respirator. Respirația propriu-zisă se desfășoară în celule, atât în cele vegetale cât și în cele animale, cu ajutorul enzimelor, eliberând energie din substanțele hrănitoare. Energia obținută este necesară realizării tuturor proceselor unui organism, cum sunt creșterea, dezvoltarea, Mișcarea și înmulțirea. În continuare, o să studiem respirația prin prisma unui proces prin care se obține energie. Cea mai importantă substanță hrănitoare, obținută prin fotosinteză, așa cum am observat într-o lecție anterioară, este glucoza și amidonul. În glucoză, o parte din energia absorbită de plante în timpul fotosintezei este stocată sub formă de altă energie numită energie chimică. Glucoza este necesară celulelor frunzei, cât și celelalte celule componente ale corpului plantei, adică rădăcinii, tulpinii, florilor, fructelor și semințelor, de aceea glucoza este transportată de țesuturile conducătoare în urma procesului de fotosinteză în toate organele plantei, și anume rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct și semințe. Bineînțeles că și animalele prezentate în, aceas, în aceste imagini, avem în imaginea din dreapta. Animale erbivore rumegătoare, cum este vaca, iar în cele din stânga jos, animale sălbatice, acest lup care tocmai se hrănește, și acestea au nevoie de glucoză, pe care o iau fie direct din plante, cum este în cazul erbivorelor rumegătoare, fie indirect din alte animale care se hrănesc cu plante. Cum este acest ren nefericit al sorții. Ajunsă în celulă, glucoza, fiindcă la ea ne referim, este utilizată în două moduri. Este depusă ca substanță de rezervă, Observăm în imaginea din dreapta sus o cantitate mare de glucoză în aceste două organisme umane sau este descompusă, ca în cazul acestei atlete de performanță, în imaginea din stânga jos, pentru a furniza energia de care aceasta este nevoie. Procesul prin care celulele obțin energie din substanțele nutritive se numește respirație celulară. Există două modalități pe care le observăm în aceste imagini prin care se realizează respirația celulară. În prezența oxigenului. În stânga jos, numită respirație aerobă sau fără oxigen, observăm în imaginea din dreapta sus, numită respirație anaerobă. În cazul respirației aerobe, aceasta eliberează energie în prezența oxigenului. Prin descompunerea substanțelor organice, fiind întâlnită la majoritatea organismelor. Această plantă de jos, această plantă de origine lemnoasă, un arbore avem, iar în imaginea din dreapta sus, vedem unul dintre personajele principale din benzile desenate din animațiile. Ice Age, responsabil pentru toate relele care se întâmplă acolo și chiar care chiar are nevoie de o cantitate mare de oxigen în unele situații din film. Acest tip de respirație folosește glucoza și oxigenul din aer, apă sau sol rezultând o cantitate mare de energie depozitată într-o substanță numită acid adenozin trifosforic, observați aici unde indic eu cum osul, fiind eliberată la nevoie, rezultând dioxid de carbon, apă, Începe în citoplasma celulară și se termină în mitocondria pe care o vedem în această imagine. Etapele respirației aerobe se realizează cu ajutorul unor enzime, așa cum am precizat și mai devreme, și se desfășoară în mitocondrii care sunt prezente atât în celulele plantelor, observate în imaginea din dreapta jos, cât și în cele ale animalelor, din imaginea dreapta sus, ecuația chimică a acestui tip de respirație, o observăm aici, glucoză plus oxigen, rezultă dioxid de carbon, plus apă, și o cantitate mare, mare de energie. Respirația aerobă este un proces realizat și de celulele vegetale, observați în imaginea din dreapta, cât și de celulele animale în animația din stânga jos. În același mod. În timpul desfășurării respirației aerobe, energia nu se eliberează brusc, ci în etape, astfel încât celulele să poată prelua și utiliza energia eliberată din glucoză. Dacă energia s-ar elibera brusc, s-ar pierde toată sub formă de căldură. Așa cum se întâmplă atunci când introducem o bucată de lemn în foc, fie în sobă, fie în centrală. Energia acumulată de plantă în acea bucată de tulpină se eliberează brusc și ne oferă nouă căldură. În cazul respirației anaerobe, aceasta se produce în lipsa oxigenului, eliberând energie prin descompunerea substanțelor organice, proces care eliberează mai puțină energie și un alt produs intermediar de care avem nevoie în unele situații. În care mai rămâne stocată o parte din energia chimică a glucozei. Acest produs al respirației anaerobe diferă de la o specie la alta, de exemplu, plantele produc alcool, mamiferele acid lactic. Acel acid, care ne produce nouă febra musculară atunci când nu suntem antrenați. O întâlnim la bacterii, respirația anaerobă și ciuperci, și în țesuturile plantelor, în mediu cu puțin oxigen, utilizează glucoza, așa cum observăm în această imagine, rezultând o cantitate mică de energie, Depozitată tot sub formă de ATP, în urma acestui tip de respirație rezultă dioxidul de carbon, uneori, niciodată apă, desfășurându-se în citoplasma celulei, și o cantitate mică de energie. Observăm cazurile în care se produce respirația anaerobă, în încât în cazul produselor de origine vegetală, pe care noi le folosim în alimentația noastră, cât și în timpul activității musculare produse de om. Cele mai cunoscute procese de respirație anaerobe sunt fermentațiile, așa cum observăm în aceste imagini: alcoolică, lactică, acetică, întâlnite la microorganisme. Diferitele tipuri de fermentații se deosebesc între ele așa cum observăm în această imagine, după produsul intermediar. O să începem să vorbim despre fermentația alcoolică, care este produsă de către drojdi, drojdi observate în imaginea din stânga jos, de bere sau drojdia vinului, Acestea fiind ciuperci unicelulare, care utilizează glucoza, observată în produsele din imaginea din dreapta sus, rezultând alcool etilic și dioxid de carbon. Acest tip de fermentație anaerobă este importantă în fabricarea pâinii noastre cea de toate zilele și a băuturilor alcoolice de diferite tipuri. Noi observăm un pahar de vin în imaginea din dreapta. Ecuația chimică în acest caz fiind glucoză, care prin descompunere rezultă o cantitate mică de energie, alcoolul etilic plus dioxidul de carbon. Fermentația are ca produs intermediar și acidul lactic, caz în care se numește fermentație lactică. Aceasta este produsă de bacterii care descompun glucoza cu gust dulce în acid lactic cu gust acru ca și în cazul acestor murături de castraveți, de gogonele sau în cazul iaurtului, folosite cu succes în alimentația noastră, mai ales în anumite situații. Este întâlnită fermentația lactică la acrirea laptelui, observată în imaginea din dreapta sus, prepararea murăturilor, așa cum am văzut, fiind în ultimă instanță o metodă de conservare atât a produselor de origine vegetală cât și a celor de origine animală în timpul iernii și a sezonului rece. Ecuația chimică, o observăm în această imagine, în urma descompunerii glucozei de bacterii lactice, se obține acidul lactic plus o cantitate mică de energie, iar în unele cazuri și o cantitate de dioxid de carbon. Fermentația care are ca produs intermediar acidul acetic, așa cum se observă în această imagine, se numește fermentație acetică. În urma descompunerii glucozei, rezultă o cantitate mică de energie plus acid acetic, sau oțetul folosit. De către noi, în alimentație sau în alte situații. Rolul respirației celulare despre care noi vorbim rezultă din energia eliberată în timpul acesteia, folosită pentru diverse procese ca mișcarea. Observați, în cazul acestui mic grut, unul dintre personajele din interesantul film numit Gardienii Galaxiei, mai este folosită respirația pentru creștere și pentru producerea de substanțe organice. În continuare, discutăm despre respirația la plante. Într-o altă lecție, o să atingem și respirația la animale. Până atunci, o să observăm frunza și rolul stomatelor în schimbul de gaze. Spunem că organismele vii Prezente în aceste două imagini, atât plantele cât și animalele își obțin energia necesară supraviețuirii prin procesul de respirație. În respirație, plantele au nevoie de oxigen pe care, în mare parte, îl produc. Dar îl iau și din mediul în care trăiesc. În urma respirației, se elimină alt gaz, și anume dioxidul de carbon. Se realizează astfel un schimb de gaze, așa cum observăm în această imagine, între plantă și mediul înconjurător. Toate organele plantei de viță de vie observate în animația din dreapta sus, cât și fructificația acesteia respiră. La plante, observăm acest screen superb în animația din dreapta de sus, cantitatea de gaze implicate în acest schimb respirator, este destul de mică în comparație cu schimbul de gaze realizat la animale. Observăm jos acest grup de pinguini energici, care sigur au nevoie de o cantitate mai mare de oxigen pentru a-și face activitățile de zi cu zi. Acest lucru este o consecință a faptului că plantele, în comparație cu animalele, așa după cum ai mai precizat și după cum se observă și în aceste imagini, au nevoie de mai puțină energie pentru a supraviețui, a crește și a se dezvolta. Așa cum observăm în aceste animații, din dreapta, fiindcă în stânga de jos este o situație atipică, animalele sunt mai active, se deplasează, vânează, caută hrana și realizează mai multe activități care necesită mult consum de energie ca și în cazul acesta, este testoase în situația de față. Această diferență privind nevoia de energie a plantelor față de nevoia de energie a animalelor Determină deosebiri privind modul de realizare al schimbului de gaze. La plante și la animale, după cum o să observăm, procesul respirator este deosebit. La plante, fiecare organ are respirație proprie, plantele respirând într-un ritm mult mai redus decât animalele. Odată cu schimbul de gaze, la toate organele plantei se elimină și. Apa produsă prin respirație. Astfel, la nivelul rădăcinii, vârfurile rădăcinilor, observate în partea stânga imaginii, au perișori unde realizează schimbul de gaze. La nivelul tulpinii, porii din scoarța arborilor, numiți lenticele, realizează schimbul de gaze. Observați aici aceste miște eturi, Iar la nivelul frunzei, pe suprafața acestora pe fața inferioară la cele terestre și superioară la cele acvatice, se află stomate cu por prin care se realizează schimbul de gaze. Stomate pe care le observăm noi în cele ce urmează. Frunza, observată de noi în aceste animații, în această imagine, este un organ vegetativ al plantei, așa după cum am învățat la nutriția plantelor, cu rol fundamental în fotosinteză, dar servește și la desfășurarea altor procese, precum respirația și transpirația. Fotosinteza, respirația și transpirația nu sunt altceva decât funcțiile frunzei. Dintre toate organele plantei, frunza este cea care realizează un schimb de gaze mai intens. Stomatele menționate de noi mai devreme sunt structuri specializate la nivelul epidermei inferioare a frunzei, cu rol în schimburile de gaze dintre plantă și mediul extern, precum și în eliminarea apei și a vaporilor de apă, proces numit transpirație. Aerul care pătrunde Prinostiol, prin această deschizătură din centrul stomatei, conține oxigen care va fi folosit în procesul de respirație, dar conține și dioxid de carbon, ce va fi folosit în procesul de fotosinteză, observat în această animație din dreapta sus. Aerul care iese prin ostiole conține oxigen rezultat din fotosinteză și dioxid de carbon rezultat în urma procesului respirator. Apa și dioxidul de carbon, observați apă în imaginea în animația din stânga jos extrasă de către perișorii absorbanți, se produc în urma respirației aerobe. Eliminarea apei prin stomate se numește transpirație. Observăm în, imagine, în imaginea din dreapta sus. Deschiderea acestor stomate este influențată de mai mulți factori: cum sunt intensitatea luminii, starea de aprovizionare a plantelor cu apă și a frunzelor, concentrația de dioxid de carbon. Pentru perioade scurte, de câteva ore. Închiderea stomatelor ajută planta să își păstreze apa și să poată desfășura fotosinteză. Fotosinteză observată de noi în animația din stânga jos, prin care plantele extrag din soluția solului apă cu substanțe minerale, care este direcționată prin vasele conducătoare lemnoase. În tulpină, și apoi la nivelul frunzelor, frunză în care are loc absorpția dioxidului de carbon și cu ajutorul luminii, a energiei provenită de la soare, se produce în cazul procesului de fotosinteză, cu ajutorul clorofilei, oxigenul folosit de noi și de animale și de plante în respirație. Și, bineînțeles, acumularea de substanțe organice, amidonul și glucoza în toate organele plantei, care va migra în cele de urmă în organele animalelor prin consumarea acestora. Aceste perioade în care stomatele se închid sunt la amiază în zilele călduroase de vară când planta poate pierde prin transpirație mai multă apă decât poate absorbi cu rădăcinile din sol astfel stomatele nu au numai rol în schimbul de gaze cum observăm în animația din stânga jos dar au și rol în limitarea pierderii de apă Sunt stomate care nu se închid total, observăm în partea dreaptă sus, chiar în condiții nefavorabile. Pentru că este nevoie de un mic spațiu prin care trebuie să se producă schimburile de gaze. Deoarece. Perioada de secetă și de condiții nefavorabile poate să dureze timp îndelungat. O să observăm în continuare influența factorilor extern și intern asupra respirației plantelor. Plantă observată în diferite stadii de dezvoltare, atât la tinerețe, la maturitate și în la bătrânețe. Despre planta observată mai devreme, putem spune că este o adevărată uzină chimică vie, așa cum observăm și în această animație, în care au loc Reacții complexe, ca acelea care se bazează pe absorbirea și degajarea în atmosferă a gazelor necesare vieții. Astfel, unii factori din mediul înconjurător, observați în aceste două animații. Dar și factorii interni ai plantelor au un rol important asupra funcționării lor, implicit asupra procesului de respirație la plante. Vorbim în continuare despre influența factorilor externi asupra respirației plantelor. Dintre aceștia, cei care influențează procesul respirator al plantelor, fac parte temperatura, lumina, concentrația de oxigen și de dioxid de carbon, substanțele minerale din sol și, bineînțeles, factorii mecanici. O să vedem în continuare cum influențează temperatura, procesul respirator. De regulă, respirația plantelor observate în, acest, în această animație începe la temperatura de 0 grade Celsius și crește direct proporțional cu temperatura până la. 35 de grade Celsius, după care începe să scadă și chiar se oprește pentru că apar distrugeri ale citoplasmei celulare și mitocondriei, datorită temperaturii ridicate. În cazul luminii, precizăm. Ca aceasta influențează respirația, atât prin faptul că ridică temperatura, cât și prin faptul că la lumină se deschid stomatele și se intensifică procesul de fotosinteză, deci crește cantitatea de substanțe organice ce pot fi utilizate în respirație. Dioxidul de carbon și oxigenul, concentrația acestora, cea normală a oxigenului în aerul atmosferic, este, după cum se observă în acest grafic, de 21%, mai exact de 20,9%. Creșterea până la 50% duce la o creștere a intensității respirației după care aceasta scade pentru că oxigenul devine toxic, arzând țesuturile. Observăm în diagrama din dreapta carbonul în procent de 0,03 din compoziția aerului pe care noi și plantele respirăm. Da Azotul 78%, argon 0,9% și alte gaze, în procent de 0,17%. În animația din stânga jos, se observă eliminarea dioxidului de carbon în urma arderii țesuturilor de origine vegetală. Res, intensitatea respirației scade și sub valoarea de 5% concentrație minimă necesară pentru respirație. Rădăcina observată în imaginea de jos, are nevoie de o concentrație a oxigenului în sol de minimum 3%. Sub această valoare. Ia putând, respirând, doar anaerob. Acum vă explicați faptul de ce plantele din cultură, pe lângă faptul că trebuie însămânțate după pregătirea terenului, mai trebuie și prășite. Proces care se realizează mecanic în cadrul fermelor mari și manuale cu sapa la țară, Necesitând o cheltuială de energie de către organismele care îl execută, adică om și animale. Substanțele minerale din sol, cele pe bază de azot și sulf, observate în imaginea din stânga jos, stimulează respirația, dar ca și în cazul altor factori, depășirea valorilor optime care asigură cea mai mare eficiență duce la scăderea intensității respirației. De aceea, îngrășarea suprafeții solului, mai ales cu substanțe chimice pe bază de azot, Trebuie făcută de către personal calificat în urma cartării solului de către pedologi sau cu ajutorul mai nou a tehnicilor prin satelit care observă zonele dintr-o anumită fermă care beneficiază de plante cu un aport mai mare de azot sau mai puțin, dar acestea intră în. Cadrul tehnologiilor moderne. Până atunci trebuie cartat solul, dus la analiză și văzut concentrația acestuia în azot. Bineînțeles, că gunoiul de grajd, un produs organic, poate fi folosit cu succes în cadrul fermelor familiale, acolo unde nu se pot face aceste analize, din cauza costurilor sau a altor probleme, ducând la o îmbunătățire a calității solului și niciodată nu prea fiind în exces. Factorii mecanici, precum tăierea, înțeparea, infecția parazitară, Produce creșterea intensității respirației, deoarece celulele din jurul rănii se înmulțesc intens pentru a vindeca zonele afectate, dar și pentru că în această zonă pătrunde mai mult oxigen. Observăm în imaginea din stânga jos o rană deschisă: un arbore care a fost toaletat și care. A cărei zonă respiră intens pentru a-și putea cicatriza rană. O să vorbim în continuare despre influența factorilor interni, după ce i-am studiat pe cei externi, asupra respirației plantelor. În categoria acestora intră cantitatea de substanțe organice, din sol și de la nivelul rădăcinilor plantei, cantitatea de apă din celule, vârsta și starea de repaus a plantelor. Legat de cantitatea de substanțe organice, spunem că odată cu creșterea acestora prin fotosinteză, proces observat în animația din dreapta sus. Respirația se intensifică pentru că aceste substanțe stau la baza procesului de respirație. Frunzele lipsite de lumină, observate în stânga jos, au o respirație redusă deoarece nu au rezerve de substanțe organice suficiente. conținutul în apă al celulelor plantelor, gradul de hidratare, umiditatea acestora, influențează intensitatea respirației, deoarece substanțele care participă sunt descompuse doar în prezența apei. O cantitate redusă de apă, în stânga jos avem seceta, sau un exces, în cazul unei inundații, duc la scăderea respirației la plante. Legat de vârsta plantelor, spunem că respirația este mai intensă la plantele tinere, observate aici, pentru că au mai multă citoplasmă și scade pe măsură ce plantele îmbătrânesc observate în stânga jos a imaginii. De asemenea, fructele cărnoase tinere au o respirație mai intensă care scade odată cu maturarea lor, ca să nu consume substanțele organice hrănitoare, glucoza acumulată la nivelul acestora. Legat de starea de repaus a plantei sau a organelor acestora, spunem că în climatul temperat în care noi ne trăim și ne ducem activitatea, datorită alternării temperaturilor ridicate în timpul verii cu cele scăzute din timpul iernii sau toamnei sau primăverii. Plantele trec prin perioade de activitate intensă, dar și perioade de viață lentă sau repaus, ca o adaptare la condițiile nefavorabile de mediu, ceea ce le asigură acestora supraviețuirea. În timpul stării de repaus, observată în această imagine, în plantă procesele de creștere și de dezvoltare și de respirație sunt oprite și încetinite pentru ca planta să poată trece peste condițiile nefavorabile din timpul iernii. Observați în această imagine de final plante care respiră și produc oxigen în acest mediu foarte, foarte frumos și sănătos. Oxigen care ne așteaptă și pe noi să îl introducem în cazul procesului nostru respirator de la nivelul plămânului, plămânilor, pe care o să-i studiem într-o lecție următoare. Până atunci, profitați de natură, explorați-o și respirați. Mulțumiri pentru atenție, scuzați eventualele imperfecțiuni gramaticale, științifice și altele care se pot strecura. Nu vreau să vă mai spun că suntem oameni și suntem supuși greșelii. Nimeni nu este perfect în afară de știți voi cine. La revedere.